iau și îl lovesc pe el, îl pun pe o mână jos și să-l lovesc. Și în spate, din spate îmi dă cineva trei coate, băiatul ăsta îmi dă trei coate, îmi dă în spate și am simțit că ceva mi s-a închis un aer. Dar nu știam că acolo de fapt este cuțitul. El mi-a dat trei cuțite în spate, deci primul cuțit în zona plămâiului, a doua în zona inimii și a treia care l-a dat în zona plămâiului. El când a vrut să mai scoată, să mai dea, nu a putut, pentru că cuțitul a intrat în plămâi și în coastă și s-a rupt. Și a rămas doar cu mânierul și cuțitul era în mine. Dar eu nu știam. Tăișul a rămas acolo? Da, asta așa că s-a rămas în mine. Vreau să te întreb, ce vârstă ai tu? Vârsta mea este de 33 de ani. Mulți înainte și mersi multă sănătate. Mersi. Unde te-ai născut? Eu m-am născut în Ucraina în anul 1989. Acolo m-am născut. Dar ești moldovean? Da, sunt moldovean. Și de ce ai fost născut în Ucraina? Acolo mama, o perioadă în Uniunea Sovietică, am muncit acolo la câmp. După aia m-am născut acolo și după ce m-am născut, acolo m-a și abandonat. Mama ta? Da, mama mea. Dar ce vârstă avea ea? Nu pot să zic că, nu știu, probabil că era tânără, dar eu eram ultimul copil din toți patru. Suntem cinci, eu ultimul copil, am fost abandonat. Tu ai aflat cumva, ea și-a motivat de ce te-a abandonat acolo în spital? Da, spun de ce, pentru că ea avea un soț cu care a trăit și a născut patru copii, după aia a divorțat pentru că a fost violată, bătută și nu putea să reziste, dormea cu copiii pe afară, prin porumb și așa mai departe. Și tatăl meu, care este și până în ziua de azi, dar nu-l cunosc, s-au legat ei între ei, au avut o relație și ea, ca să nu afle că primul soț, că ea este însărcinată și să nu o ucidă, ea a fugit în Ucraina cu verișoara ei. Fugind în Ucraina, acolo a muncit, a născut și ca să vii înapoi în Moldova, avea frică și a decis să mă abandoneze din frică. Eu știind asta de la rudele cu care o perioadă am ținut legătura și mi-au povestit. Și după aia, mama în Uniunea Sovietică se ocupa cu covoarele. Era interzis, dar ea aducea din Turcie covoare în Moldova. Bineînțeles că au prins-o, era ilegal, au prins-o, ea a stat 10 ani închisă. Și apoi spune că rudele spuneau că după ce m-a născut pe mine, m-a abandonat și pe ea cineva a otrăvit-o. Cred că ceva sau nu s-au înțeles, ceva s-a întâmplat. Au otrăvit-o și ea a murit. Tu ai văzut-o, ai cunoscut-o? Niciodată în viață. Pe mama nu am văzut-o la față. Tu ce vârstă aveai când ea a murit? Eu m-am născut în 89, ea în 90 a murit. Și eu m-am născut în 89, în 90 ea a murit. Un an de zile acolo am fost în spitalul de maternitate în Ucraina. Apoi o doamnă a vrut să mă înfieze și oficiul stării civile, nu oficiul, dar asistența socială, îmi cer scuză, au trimis o scrisoare în Moldova, asistența socială din Ieloveni, și au spus că aici este un băiat, dacă veniți să-l luați, da, dacă nu, el va fi înfiat. Aici, fiind sora mea mai mare, a venit cu reprezentantul asistenței sociale, da, și din Ucraina m-au adus în Moldova, aducându-mă în Moldova, ei m-au lăsat pe mine în cupcui, în Leova, la grădiniță. În anul 1000... Casa de copii? Casa de copii, dar era deja casa copii, dar era aparte grădinița și apoi pentru cei mari. Uh-huh. Și până în anul 1993, eu am fost acolo. Din anul 1993, frații mei, fratele meu și sora mea, erau deja în școala orfelinat din Cupcin Edeniț. Ei deja erau acolo. Dar sora ta când a venit în Ucraina să te ia pe tine, da, cu un reprezentant, ce vârstă ea avea? Nu mi-amintesc, nu pot să spun. Dar ea nu avea posibilitate să te ia și pe tine? Nu, pentru că ea tot a fost la orfelinat, dar la alt orfelinat. Minoră. Da, ea era minoră. Dar, pur și simplu, trebuia, reprezentantul a spus lui Valentina, Valea, uite, hai să mergi, pentru că voi mai aveți un frate. Ei nu știau, mama nu le-a spus la nimeni. Doar Valentina a aflat că au un frate, adică eu născut. Datorită și autorităților. Da, așa. Și m-au adus. Cât ai stat acolo la grădiniță, spuneai? Doi ani. Doi ani. Da. Cum a fost viața acolo? Eu nu pot să zic că eram mic, eu nu cunosc. Uh-huh. Nu cunosc. După? După m-au adus la Cupcin, Iedeneț, și m-am trezit într-un anumită zi și mi-a dat seama că trăiesc. Am văzut foarte multe paturi frumoase aranjate cu lingerie de aia sovietică calitativă albă. Și mi-am dat seama că, mă, parcă trăiesc. De atunci am început să înțeleg ce fac, cum dar fac. Dar ce vârstă aveai? Probabil că aveam 4-5 anișori. Era o casă orfelinată. Da, deja grădinița din Cupcin, sub casă tip orfelinată era. Cât ai stat acolo? La grădiniță? Nu, deja până la ce vârstă? Până la 15 ani. Cum a fost viața acolo?
Să zic că acum cum gândesc eu, pentru mine a fost și puțin greu, dar a fost și frumos. De ce spun? În ce consta greutatea? Greutatea consta pentru că îți dai seama că starea de acolo, da, felul cum se comportau. Și eu îmi dau seama că ei nu puteau, educătorii, să se comporte cu noi cum se comportau cu copiii lor. Bineînțeles că nu. Dar apăsarea asta, nu eram motivați. Neglijență foarte mare, da? Din partea lor. Dar nu sunt supărat pe ei, pentru că înțeleg. Acasă, copii și mai vii și mai ai 20-30 copii, nu puteam să mă supăr. Dar trecut prin greutăți, acolo, vreau să zic că... Te-a călit. M-a călit și am înțeles că alimentația pe care o aveam noi, de 3 ori pe zi, chiar dacă dormeam cu niște saltele vechi, au trecut ani și mi-am dat seama că alți copii, pe când eu aveam de 3 ori prânzul, cina, prânzul și micul dejun, sau micul dejun, prânzul și cina, îmi cer scuze, alții dormeau prin porumb, bătuți și n-aveau nicio corjă de pâine. Tu zici că, mă rog, acum gândești altfel, da. Și starea asta a femeilor, a comportamentul femeilor, da, educatoarelor de acolo, acum deja îl privești cu alți ochi. Corect. Însă, tu fiind copil, probabil te-a marcat. Da, nu? Bineînțeles că da. Ai fost bătut acolo? Da, am fost bătut, ca să fim sinceri. Uneori am fost bătut pe drept, că am meritat. Eu n-am fost un copil de icoane. De alte ori n-am meritat. Dar cu ce vă bătea și cum vă bătea? Eu am fost bătut și cu cărnizul și ni se puneau mâinile pe păreți și luau cu deasă proașcă și cu petre, ni împroșcau prin... Femei sau bărbați? Bărbați. Bărbații. Deci dacă venea cineva cu cadouri, veneau americani, veneau mulți, mulți, foarte mulți, veneau ajutoare, veneau mulți. Noi nu vedeam nimic, deci totul ni se lua. Așa era, da, așa era. Și ni se lua totul. Înțelegi? Și țin minte, în clasa întâi era o doamnă sovietică de aia, ea era cu Stalin și cu Lenin. Și ne-au adus nouă niște cutii de este într-o formă de bomboană cu ciocolate, bucuria. Și toți trebuia să-i lăsăm ei cutiile ca ea să le ia acasă. Și eu, fiind așa un copil mai chipi, și n-am lăsat nimic, am mâncat totul. Și a doua zi a venit la muncă, pe toți ne-a pus într-un rând, toți au scos cutiile cu ciocolate și i-au dat și eu nu i-am dat. Și am primit o mamă de bătaie bună. Dar am zis, mă, măcar am mâncat ciocolatele, le-am mâncat și n-am dat la educătoare. Da, uite așa a fost. Dar eu cred că fiecare dintre ei și-au dat seama peste ani. Dar se cunoștea de administrație? Bineînțeles că da. Bineînțeles că și da. Și se ascundea? Sigur că da. Mereu era tot... Apropo, n-am spus ce... Înainte am avut un director evreu. El, dacă auzea că un educător bate un copil, fie că copilul e vinovat sau nu, imediat era concediat. Noi avem la școală, am avut o fermă foarte mare de vaci, capre, oi, tot ce vrei. Andreea, mâncarea era atât de bogată că puneau talgeri de-astea mari cu unt, cu pește, ia cât vrei tu. El a murit și a venit un alt director, care nu mai era vița aia de evreu, era moldovean. Și când el a început să se destrame tot ce a construit el, furau ca în codru. Eram murdari, neglijați, bătuți și nimeni nu ducea răspundere. La noi de școală au fost divotrii unde a fost corupția. Pe vremea când a fost Voronin președinte, el a fost și în ziare. A ajuns și până la Voronin. Dar când plătești pagă, toate se șterg și se începe de la început. Ivan, foarte, din păcate, foarte puțin se vorbește ce se petrece acolo, da, în casele astea internat. Așa este. Cine este de vină totuși? Pentru că până la urmă are diferit un copil. Corect. Cine este de vină, te rog să mă crezi, nu pot să dau vina pe stat. E ușor să dau vina pe stat. Dar până la urmă, toate departamentele care le avem noi ar trebui să muncească, ar trebui să ducă o evidență foarte, foarte strictă. Pentru că copilul ăla care este... Noi, în categoria noastră care am ieșit din orfelinat, noi nu ne-am pierdut. Dar dacă ai avea ocazia să vezi alți, sunt pierduți. Lucrează pe la stână, boșchitari, dorm pe subsoluri. N-au nicio orientare, nimic, nimic, nimic nu au. Și problema de bază nu e că era mâncarea, poate că eram bătuți. Noi nu eram învățați, pregătiți de viață și așa mai departe. Și atunci când statul trebuie să aibă un program pregătit, că îi dai tu de 3 ori mâncare pe zi, e fain. Că dai și o haină, e fain. Că-i sau te-au mai vechi, e fain. Dar cum îl pregătești când pleacă el? După porțile, frate, cum îl pregătești? El e dezorientat, se blochează, el nu știe ce să facă, se pierde. Mulți drogați, mulți până închisoare, alcoolici. Mulți alcoolici. Tu ce ai făcut după vârsta de 15 ani? Eu când am... Pentru că, scuze că te întreb, și din câte știu, statul trebuie să te asigure cu o locuință. Nu. Fii atent. Am absolvit balul de absolvire,
Și directorul, pe aia care erau copii mai cuminți, dar știți ce înseamnă cuminte? Când venea cineva comisia ca să controleze și dacă tăceau, ei erau buni. Noi care eram mai esteți și spuneam lucrurilor pe nume, nu eram buni. Uh-huh. Și pe aia îi duceau la școli de-astea mai așa, mai de elită. Pe noi ne-au dus într-o sat, poate ai auzit, Valea Norocului, uh-huh, raionul Sângerei. Acolo a fost fosta închisoare, ne-au dus încolo. Am făcut un an de studii acolo. Dar când am ieșit, mi s-a dat 500 de lei. Am ieșit pe poartă, în stânga, în dreapta, înainte și am început să plâng și am spus, Doamne, dar ce fac eu mai departe? Total dezorientat, total nepregătit de viață, nimic. Încă un an... Nu ai fost asigurat cu locuință? Nimic. Păi, în Uniunea Sovietică se asigurau. Deja din anii 2000, până în 2000, din 2000, gata, nu mai era nimeni asigurat cu locuință și mai departe. În Uniunea Sovietică era așa, ai terminat școala orfelinat, ai finalizat, deci te duci la o școală profesională, după școală ai căpătat o profesie, te angajează și după asta primești, în rând primești și un apartament. Așa era. De când am ieșit noi, promoția noastră, gata, s-a terminat. Tu te-ai pomenit în drum, în stradă. Ce ai făcut? Păi, mai departe m-am dus la o școală profesională, am învățat, pentru că acolo iarăși știam că o să fie alimentație, o să învăț o profesie, cazare. Asta nu ne dormi, cazare. Asta, exact. Asta m-a împins, înțelegi? M-am dus încolo, am făcut un an de studii și după anul ăla s-a început cel mai mare coșmar în viața mea. Cel mai mare. Ce anume? Anume, am ieșit de pe porțile școlii profesionale și n-am știut unde să mă mai duc. N-am știut. Ei, unde era? Valea Norocului, la Sângerei. Direcția de acolo au sunat niște o verișoară de-a mea, adică să vină să mă ia. Pe mine m-au adus până la Chișinău, m-au lăsat la gară, adică vine verișoara mea. Și ea nu a mai venit, nu ne-am mai întâlnit și eu aveam un prieten, coleg de-al meu, l-am sunat pe el și m-am dus la el. M-am dus la el, am trăit o perioadă la el. La Chișinău. Nu, Chișinău, Sângera. La Sângera. Da, da, da. După asta m-am întors înapoi pentru că nu puteai mult să stai pe spatele lor. Îți dai seama, fiecare are familia lor. Exact. Și am început să-mi cahoinară. Azi la Sângera, mâine la Cumrat, poi mâine în altă parte și așa îmblam, lucram, trăiam. Lucram, trăiam. Mă dădeau afară, am lucrat la Cumrat, la piață, cu 600 de lei pe lună și trăiam la o familie. La o familie trăiam. Când era bine, fain. Când nu, mă dădeau afară. Și în viața mea am fost măturător de stradă, măturam străzele, n-aveam ce mânca noi care eram acolo. Și țin minte că anul nou, tombironul l-am prăvălit și am găsit într-un pachet salam, nu era bun, cu pâine aruncată de cineva. Am dus acasă, am prăjit, am mâncat și tot așa lucram măturător și mâncam. Dar unii dormeai? Când mă alungau, grădiniță, țevele care vinea căldura. Mă puneam pe ele și am mulțumit, eram îmbrăcat în șlap de aia de casă. Nu aveam încălțăminte. M-am pus pe țavă și stăteam și mă încălzeam. Și din spate venea căldura și așteptam până dimineață. Și dar dacă iarna? Păi iarna, da. Iarna dormeam? Da, iarna dormeam afară, pe un pat, eram într-o geacă groasă, puneam o plapă pe mine și făceam așa. Vinea căldura și adormeam. Ce vârstă aveai? Vârsta de 17 ani. Pot să zic că viața ta bate filmul. Da, așa este. Și cât timp? Cât timp a durat? Cât timp un an și ceva, a durat toată situația asta, un an și ceva. Pe urmă am spus că nu mai rezist, mă întorc înapoi de unde am pornit-o. M-am întors înapoi la Cupcin Iedeniț. La Iedeniț am întâlnit niște colegi de mei, m-am legat cu ei și am început să trăim, să lucrăm cu ziua. Și după aia s-a întâmplat un coșmar foarte mare în viața mea. Da, până ajungem acolo, da. De ce tu nu ai sunat frații tăi? Ai spus că mai ai încă trei da. Frați mai mari. Apropo că țineam să spun, cum am făcut cunoștință cu sora mea la orfelinat, în clasa întâia eram, ea a venit și mi-a dus un borcan. La Cupcin. La Cupcin. Un căpăcel de la un borcan, care îi facem noi compot, așa cum spunem noi moldovene. Și spune, eu sunt sora ta. Am știut că am o soră, după aia am aflat că am un frate. După aia eram în clasa a doua, țin minte că lumina era stânsă, eram sub lumânare, pe vremea aceea cred că era președintele Lucinski, uh-huh. Și îmi spune educătorul meu că la tine vine mama ta. La mine, ca copil, îți dai seama, vine mama mea. Și am ieșit în hol, m-a așteptat, vedem așa o doamnă înaltă, cu un bărbat, și am sărit în braț și am spus mama. Și spune, nu sunt mama ta, eu sunt sora ta mai mare. Bineînțeles că sora mea era mai mare, m-am bucurat, m-am dus la piață, ne-am cumpărat de toate gustările bune, m-am îmbrăcat, mm-hmm. Eu bucuros, așa mai. Când au plecat, mi s-a rupt inima, o rugam și spuneam, ia-mă de aici, ia-mă de aici. Ea spunea că nu pot să te iau, că n-am unde. Și uite așa. Și când ai ajuns pe stradă, de ce nu ai apelat la frații tăi? Pentru că noi am pierdut contactele, fiecare s-a dus pe drumul lui. Pentru că fratele meu era mai mare ca mine,
Da? El a plecat. El deja pe un iubire era căsătorit. Sora mea era la o altă școală profesională, chiar tot în Cupcin, dar era o școală mai performantă, așa mai elită. Și noi nu puteam să ne ajutăm unii pe alții. Îți dai seama că fiecare avea greutățile lor. Fiecare avea problemele lor. Eu să vin pe spatele sora mea, cu ce puteai să mă ajute pe mine? Nu cu nimic. Ori fratele meu, cu nimic. Ne întoarcem la, ziceai că s-a întâmplat un coșmar în viață. Da. În anul 2009, dacă nu greșesc, am fost la anul nou, era un concert, veniți vedete din Chișinău și spuneam că să anul nou pe vechi, Sfântul Vasile, cum se spune la nord, sărbătorește foarte mult și eram acolo cu un băiat la concert și nu știu, nu mi-a fost interesant. La Iediniț. Da. Și am spus, hai să ne ducem undeva la un bar sau cafenea, să stăm acolo. Și mergând acolo, prietenul meu, coleg, îl vede pe fratele meu când mergea înainte și spune, Ivan, ăsta e fratele tău. Spune, fratele meu e la Chișinău, nu e aici. Spune, e fratele tău. Și am alergat după el, și el era cu un băiat. Și chiar era fratele meu. Îi spune, Iacob, ce nu mi-ai spus că vii? Ok, ne-am salutat, ne-am bucurat, ne-am dus acasă, am sărbătorit, bineînțeles că am servit, da, și ne-am îmbătat toți. El era cu băiatul ăsta și cu o fată. Și după ce s-a finalizat toată sărbarea, el a plecat acasă, nu mi-a spus nimic, nici la revedere și mai departe. Eu puțin că m-am supărat. Păi cum, nici nu spui mulțumesc și mai departe. Și l-am ajuns pe el, fiind beat, discuță, fără încălțăminte, l-am ajuns pe el. Și am început să ne certăm, băi, cum ești din casă? Și s-a început că nu știu ce acolo, că eu i-am spus, că l-am numit cândva. Și am început, dacă el beat și eu beat, să ne certăm între noi. Băiatul care era lângă el a început să se bage, de ca să ne dispartă. Și îi spun, Igor, lasă-te că noi suntem frați, ne împăcăm și așa mai departe. Și fratele meu mă lovește pe mine și eu beat, îl iau și îl lovesc pe el, îl pun pe o mână și o să-l lovesc. Și în spate, din spate îmi dă cineva trei coate, băiatul ăsta îmi dă trei coate, îmi dă în spate și eu am simțit că ceva mi s-a închis un aer. Dar nu știam că acolo de fapt este cuțitul. El mi-a dat trei cuțite în spate, deci primul cuțit în zona plămâiului, a doua în zona inimii și a treia care l-a dat în zona plămâiului. El când a vrut să mai scoată, să mai dea, nu a putut, pentru că cuțitul a intrat în plămâi și în coastă și s-a rupt. Și a rămas doar cu mânierul și cuțitul era în mine. Dar eu nu știam. Tăișul a rămas? Da, asta așa că a rămas în mine. Și eu m-am sculat, am simțit că ceva s-a întâmplat în trupul meu, înăuntru meu și am simțit că nu mai am putere. Dar fiind beat, fiind fierbinte, am spus, uite, ne potolim, gata, hai, că nu mai putem să rezist. Și eu mă duceam spre casă. Și am intrat în casă, unde eram cu băieții mei de la orfelinat, colegii mei, am simțit căldura de la sobă. Și am căzut imediat jos, fără conștiință, băieții m-au stropit cu apă. Și mă întreabă, măi, ce s-a întâmplat? Zic, m-am bătut cu fratele meu, sunt plin ud. Și îmi dezbracă tricoul și l-a scurs și era plin sânge. Și am căzut fără cunoștință, o chemat ambulanța și parcă vedeam prin vis, ambulanță, poliție, m-au dus la spital. Nu știu ce mi-au făcut la spital și am adormit până dimineață. În dimineață m-am trezit, eram într-o parte, simțeam că ceva în spate borfăie, ceva, nu mă simt comod. Și o doamnă mi-a spus, m-a spăriat, ea nu știa, mi-a spus că ți-a tăiat un renic. Eu așa tare am început să plâng, că îți dai seama, renichiul ăsta te ajută la... Da, și cum lucrez eu mai departe? Andreea, ca să înțelegi și tu, eu am stat 3 zile cu cuțitul în mine, mi se închide aerul, nu puteam să mă suflu. Păi, dar medicii nu ți-au făcut nimic, nimic. Și un medic, asta a fost tot harul și mila lui Dumnezeu. Un medic, niciodată n-am să iute imaginea, n-am cu părul sur, a spus așa, luați-l de aici, că o să piară ca un câine. M-au luat, m-au dus în alt salon și uite așa o țavă mare, piviu, fără anestezie, mi-au introdus-o aici. De aici a început să curgă ceva, un lichid și sânge și au început să răsuc. Pentru că deja s-au blocat, s-au umplut plămâi plin cu lichid, da? Și am început să răsufr. Trebuia să cheme smurdu ca să vină să-mi facă operație de urgență. Pentru că, îți dai seama, cuțitul 3 zile în mine, acolo s-a infectat o infecție foarte mare. N-a mai venit smurdu. A venit un medic de la Chișinău, mi-a făcut operație, operația nereușită. Am început să plâng și am spus, Doamne, dacă așa e voia ta ca eu să mor, să plec din viață, știi ce am regretat? Două lucruri. Puțin am iubit. Și puțin am fost iubit. Uite, asta n-am regretat ce am avut. Nimic, n-am casă, masă, mamă, tată, nimic. Asta am regretat.
Și știam, vine medicul și îmi spune, cu trebuie să-ți faci o poliță de urgență, că dacă nu te putem salva. Nu te putem. Am rugat pe un creștin, care știam eu, de ziua șaptea, rovim. Am găsit un telefon, l-am sunat și i-am spus situația, au venit el la mine, au adus o Biblie și nu știam că în Biblie sunt bani. Și eu eram cu bim tot, da, deși era foarte greu să mă scol. Și vreau să mă pun în genunchi să-mi dea bani. Și am spus, Ivan, nu trebuie să faci nimic, aici este Biblia, crede și merge înainte. Și a plecat. Am deschis Biblia, era 1.500 de lei, am dat la o persoană să facă poliță de asta... De asigurare medicală. Da. Mi-a făcut și hai să mă duc la Chișinău. Ca să-ți dai seama cum m-au adus până la Chișinău, medicii au rămas total surprinși, șocați. Într-un jugulit de ăsta vechi, eu cu borcan, deci curgea lichid și sânge, iarna, frig, îmbrăcat, așa cum eram îmbrăcat, m-au adus la Chișinău. Când au văzut medicii, ei au rămas fără cuvinte. M-au luat în salon, m-au înregistrat și acum văd, vine medicul Igor Ivanci. N-am să uit niciodată numele. Și mă vede și îmi spune, pregătește-ți sponsor. Eu dat înțeles că trebuie să plătesc. Și eu prind de curaj, spune Igor Ivanci. Da, dar n-am de une. Eu n-am mamă, n-am tată, n-am nimic. Ea s-a schimbat la față și din ziua aceea parcă mi-a devenit tată. Și îmi întrebam în fiecare zi dacă am străiesc. El spune, nu-s Dumnezeu, eu nu știu. Tot ce suprim o să facem. Urmat a doua operație, m-au pregătit, totul frumos. M-am dus la operație, aia rotundă, cu multe becuri. Am pus mâinile așa și am spus, Doamne, dacă e voia Ta, mai trăiesc. Dacă nu, am plecat. Și totul a decurs cu bine. Da, mi-au pus anestezie, m-am trezit, medicii în jurul meu, mi-au scos cuțitul, totul frumos, m-au făcut să mă revin și să mă simt mai bine. Ce a urmat după spital? După spital a urmat iarăși nouă viața cei care au fost până înainte. În stradă? Da, dezorientat. Aici, în Chișinău? Nu, în Chișinău. Igor Ivanci a vrut să mă ia la el acasă. Și am spus, nu pot să mă duc acasă, că oricum o să mă simt străin. Și am plecat înapoi la nord, am trăit 2 zile la biserică și după biserică, prima mea muncă a fost că am săpat o groapă la mort, că știu că se plătea, eu nu aveam voie să, dar trebuia, altfel n-ai cum. Și așa am început câte un pic, câte un pic, să lucrez cu ziua și tot așa trăiam, azi la unul, mâine la altul, azi la unul, mâine la altul. La Chișinău cum ai ajuns? La Chișinău am ajuns, a fost o tabără organizată de copii, pe mine m-au chemat la acea tabără, eu m-am dus, am fost o săptămână întreagă acolo, acolo era o tabără creștină, bineînțeles că eu mi-am schimbat viața, dându-ți viața în mâinile Dumnezeu. Noi spunem, m-am pocăit, da? Deci mi-am cerut iertare la Dumnezeu. Și a mai fost un an de zile după asta la Nord. Un coleg de-a meu de școală era aici la Chișinău. M-a invitat să vin la Chișinău. Am venit aici la Chișinău. Am luat o gazdă împreună cu el. Am început să muncesc la construcție câte un pic. După asta am făcut 2 școli profesionale. O școală pe Gheorghe Cușbuc, școala de croitorie și costurie. După asta a urmat o școală de tencuitor. Și după asta am mers la colegiul de la Stăuceni. Colegiul nu l-am finalizat pentru că acolo iarăși nu se făceau șmecherii cu bani, cum făceau și la noi la orfelinat, că trebuia să-mi plătească o bursă lunară de 1.300 de lei. Ei nu plăteau, luau bani în buzunar și până nu am rezistat. Dar oricum am apelat la Ministerul Muncii și banii ne-au întors înapoi și a trebuit să las. De cât timp ești în Chișinău? Din 2011. Acum ce faci cu ce te ocupi? Acum sunt moderator de evenimente, lucrez ca barbier la barbershop Realman. Sunt într-o biserică frumoasă, Izvoroveții, membru bisericii, mă ocup cu tăberi, cânt și merg mai departe. Acum pot să spui că ești un om împlinit, realizat? Bineînțeles. A reușit să iubești? Da, eu iubesc. Și vreau doar la final să las 2 gânduri. Încă nu este final, acum am câteva întrebări. Ok. Dar vreau să te întreb dacă acum comunici cu frații tăi. Da, sora mea este în Germania. Noi comunicăm foarte, foarte rar. O altă soră este în Anglia stabilită. Fratele meu este aici în Ieloveni și viața lui totală, cei ce a făcut părinții, a făcut și el. Să înțeleg că între voi nu există acea relație de frate-soră. Nu. Pentru că noi am fost separați. Noi am fost separați și știi când stai în casă și trăiești, nu știu dacă ai frați, da? O soră, da? Cea mai bună prietenă. Ai legătura aia, știi, puternică. Ați fost la o mamă și la o tată. Noi, frate, dar separați. Și fiecare își vede de viața lui, de drumul lui și așa mai departe. Zi-mi, te rog, dacă în toată această perioadă,
până acum ai condamnat-o vreodată pe mama ta că te-a lăsat, te-a abandonat? Hai să spun ceva. Cu asta am vrut să finalizez, dar bine că ai spus că încă nu-i finalul. Într-o zi mi-am dorit să o văd pe mama mea. La școală venea o doamnă credincioasă și ne povestea despre Iisus. Eu nu vreau să ascult, nu eram ascultător. Și ea spune, măi, bombonică, de ce nu asculți? Și a spus, uite, vreau pentru tine să mă rog. Ce vrea tu să mă rog pentru tine? Și a spus, ar fi vrut ca să vă rugați să o văd mama mea. Și mulți ani au trecut. Și ea s-a rugat. Și într-o zi am spus, Doamne, aș fi vrut să o văd mama mea, cum arată ea. Și în seara aceea am visat-o pe ea. Bătrână, așa gârbovită. Da, gârbovită. Și a spus, nu, asta nu e mama mea. Nu. Și am stat-o pe sora mea, că perioada aceea când eram la Chișinău, era la Eloveni. Și spun, Valentina, uite, cum găsim noi o fotografie de-a lui mama mea? Și ea spune, mă, nu știu, dar am să văd. Au trecut ani, eu am și uitat. Și într-o zi mă sună Valentina, eram la botanică, la apartament, și spune, vină la Eloveni, că am ceva pentru tine. Zic, dar spune, ce ai? Măi, dar vină. Am venit și îi spune, cum crezi, ce aș fi vrut să-ți arăt? Zic, dar nu știu. Și îmi scoate din geantă fotografia lui mama și a lui bunica. M-am uitat la ea și am spus așa, eu am cea mai frumoasă mamă și bunică. Și am spus așa, dacă ar fi fost în viață, niciodată n-aș fi condamnat-o pe ea. Ea spune, mamă, eu nu te judec, dar urmează pașii pe care îi urmez și eu. Pentru că pașii pe care îi urmez eu sunt pașii lui Dumnezeu. Semin cu el? Nu știu, cred că da. Puțin da. Da, puțin da. Da, bunica? Vorbeai de bunică? Bunica, n-am văzut-o nici pe ea, dar pe fotografie am văzut-o și ea însemna la mama. Tot așa negruț ca și mine, frumoasă ca și mine. Ivan, prin ceea ce ai trecut tu, într-adevăr, mă repet încă o dată, viața ta bate filmul și uite că tu ai avut putere, te-ai ridicat și ai mers mai departe, însă, din păcate, sunt cazuri când persoanele cad în patima alcoolului. Așa este. Rămân pe stradă în continuare, tu ai avut puteri, acum ești un băiat prezentabil, ai o muncă la care ții și îți vezi un viitor, îți faci un viitor frumos. Așa este. De unde ai luat puteri? Îți spun, unica mea putere pe care a venit-o nu mi-a dat nici statul, nici oameni și niciodată n-am îndinuit statul. Când aveam afară cu fratele meu sub copac la telecentru, el a adormit. Am plecat ochii și a spus, Doamne, Tu nu ești vinovat. Pentru că în viața omului ai pus blestemul și binecuvântarea. Omul alege. Și m-am sculat dimineața la orele 5, am urcat într-o lebus, nu mă vadă nimeni și am început să plâng. Și a spus, Doamne, Te rog, doar Tu ai putere să-mi schimbi viața. Și Dumnezeu a început să lucreze ca tată și mamă până în ziua de azi. Și dacă am undeva putere, puterea vine doar în rugăciune, în cunoașterea lui Dumnezeu și implicarea lui Dumnezeu, unde putere să merg mai departe. Și dacă să mă crezi, Te rog să mă crezi, mă scol în fiecare dimineață și atât de mult prețuiesc viața asta. Orice zi îmi place să o savurez și să spun, Doamne, cât e de frumos. Mă duc la sală, cerul frumos, păsările cântă și iubesc viața. Prețuiești orice zi. Foarte mult. Ce îți dorești? Ce planuri ai de viitor? Planul meu pe viitor este să motivez generațiile care vin. Că fiecare are o durere, are o problemă, dar el are nevoie de sprijin. E ușor să judeci, e ușor să condamn și e ușor să pui capacul. Dar dacă Dumnezeu a îngădit toată istoria asta, deși nu e o poveste, e o istorie reală, de ce n-aș putut eu și de ce nu pot eu să ajut pe alții să-i motivez pe ei? Ca să vadă că până la urmă soluția este, poate nu-i statul, poate nu-i altcineva, dar Dumnezeu. Și Dumnezeu poate, dacă ai credință și vrei și tu. Este prima ta confesiune în fața publicului? Da. Eu îți mulțumesc din suflet pentru acest dialog, pentru această discuție.